Scene inedite ieri în centrul Craiovei. O mașină parcată pe un bulevard din centrul orașului a căzut într-o groapă după ce asfaltul a cedat. O echipă a companiei de apă Oltenia a ajuns la fața locului, dar nu a reușit să stabilească cu exactitate de ce s-a surpat asfaltul. Lucrătorii au decopertat și au semnalizat zona pentru a evita alte probleme. Oamenii din zonă spun că asfaltul a început să se lase sub greutatea unei alte mașini cu o seară înainte.